Începe serialul. Vulpița și Viorel. Și noi putem! Puțin a lipsit să sară unul la altul. Vulpița și Viorel, la un pas de bătaie. Și mai ai dat, mi-ai dat pantoful. Mă, Veronica, văd că tu cam la mișto. Căsnicia soților Stegaru face pași repezi spre prăpastia divorțului. Tu crezi că acum se gândește la alt bărbat? Eu cred că aș vorbește cu Marian, că ascuns fără să știu eu. Viorel și Vulpița au trecut de la amenințări. Nu m-a supărat eu. La decizii de neînduplecat. Cum se schimbă începând de azi viața soției Vulpiță și a lui Viorel? Afli în câteva clipe. Scandal monstru între Veronica și Viorel. Ieri, după emisiune, cei doi soți și-au adresat cuvinte jignitoare. S-au amenințat unul pe altul și și-au reproșat o mulțime de lucruri. Mai mult, Veronica pare mai decisă ca oricând și spune că vrea să divorțeze. Pe de altă parte, Viorel o amenință pe soția sa, însă mai multe vom afla chiar de la cei doi. Până atunci, alături de mine sunt colegii mei, Doina Stina și Radu Rotaru. Bună ziua, bine ați venit! Bună ziua, bine te-am găsit! Voi sunteți cei care sunt aproape neîncetat alături de Veronica și Viorel. Și când s-au mutat în casă nouă, și când au mers la Blăgești, unul dintre voi a fost tot timpul cu ei. Tu, Doina, o cunoști pe Veronica îndeaproape. De multe ori, Veronica se confesează ție, pentru că stând de atâta vreme alături de ea, ție îți spune lucruri pe care nouă în emisiune, sau cel puțin când e lângă Viorel, nu ți le spune. Radu, și tu ești tot timpul lângă Viorel, cu tine merge la muncă, cu tine merge la filmări, cu tine merge acasă. Deci cred că sunteți mai mult decât în măsură să luați parte la aceste discuții și să vedem ce se întâmplă cu cei doi. Chiar astăzi se fac două luni de când am mers în Blăgești pentru prima dată în Vaslui. Pe 12 ianuarie am mers acolo și am aflat povestea Veronica și a lui Viorel. Am mers cu ei și am urcat în tren. Ținte și acum era duminică, foarte frig. Și nici prin gând să-mi treacă că această poveste va fi atât de impresionantă. Da, auzi, mi-e teamă câte luni vor mai trece până va fi ultimul episod, că nu știm. Ca și coronavirusul, Veronica și Viorel Stegaru, nu se știe cât va dura filmul lor. Adică nu se știe pe ce perioadă, habar n-avem. Deci, practic, stăm și ne uităm așa unii la alții și vedem ce se mai întâmplă. Dar, bine, măcar că sunt sănătoși, că nu sunt afectați de nicio viroză, tocmai de aceea îi chem alături de noi pe Veronica și Viorel Stegaru. Tip adunat, scurs într-un ceas. Bună seara! Bine ați venit, bună ziua! Ia uite aceea! O mânecă da, una nu, să zicem că da, să sperăm că nu. Bună ziua, Viorel! Băi, dar tricourile alea de ieri nu prea v-au purtat noroc. O să poarte și noroc și alea. O să poarte? Ieri înțeleg că nu prea. Ia uite, Veronica, ce înțapată-i. Mai după privire o simți că cât e de pornită. Vin eu azi la serviciu. Cum vin și eu azi la serviciu? Azi am venit un pic mai devreme ca de obicei. Am ajuns pe la 3 fără un sfert. Și mai devreme am venit azi. Cum ajung la 3 fără un sfert? Pe holuri, pe canapele, cine stătea plânsă? Vero, cine? Eu cum vin eu, nemachiată, cu ochelari de soare, cu paltoane, cu haine, cu ce vin eu după mine, dau bună ziua și ea mă oprește. Doamna Mirela, ce s-a întâmplat? Ce mi-ai zis? El a zis că să-i plătesc pensia alimentară. Mă amenință cu ANAF-ul. Spune de la început. Nu știu, cu... Deci ce, nu ți-ai plătit taxele și impozitele? Nu știu, și... TVA-ul? Da. Aseară, când am ieșit de aici, poate să vă confirme și colegii dumneavoastră. Și dimineața, deși te-ai repezit la mine că mă tunz. A zis că mă tund de cheală. Aseară, doamna Mirela, nu vorbesc prostii, știe și colegii dumneavoastră. Așa. În protocol... Ea m-a învinovățat pe mine și eu i-am zis, eu n-am nicio vină, eu am fost aici, i-am spus câteva întrebări. De ce te învinovățea? Că ce? Că de ce nu i-am adus hainii de acolo? Păi i-a adus sacul ăla de haine, ni l-a arătat. Nu era mulțumită. Nu era mulțumită? Așa. Nu, că tale sunt în dulap. Nu știu, are vreo câteva zile de când, o mai zis ea mai înainte, că divorț, dă divorț.
Dar acum vă spun drept, acum mi-au ajuns și mie cuțitul drept și la tu os. Tu ameninți că dacă divorțează, tu dacă... îi cere pensia alimentară, tu cu da, asta o ameninți. Deci asta o să la ANAF. Dar la ANAF să pună pe mine. Asta o să, o să aduc și de dar la ce să fac ANAF, mă, că ea n-are venituri, ea nu muncește. Nu mă interesează dacă nu are venituri. Și crezi că pe mine mă interesează de tine. Nu mă interesează. Dar tu, ca ea să nu divorțeze, o ameninți, așa o ții în căsnicie asta cu amenințări? Doamna Mirela, aseară, când am ajuns la bloc, aseară, eu nu i-am spus absolut nimic. No, cum, am intrat, cum am intrat, m-o și luat în șuturi. Da, te-am luat. Ia, să vă spun ea ce Veronica, mi-a zis. Unde te-am luat? Tu ai început. Și astăzi dimineață, același lucru mi-a zis, că tu te duci la muncă. Și păi dacă zic, tu ai spus că vrei să mă duc în schiolă? O să mă duc. Dar de ce mă ameninți? Ți-am zis că eu nu mai vreau cu tine? Deocamdată când vreau eu dau divorț. Da, și crezi că e după tine? Adică ea de ce n-are dreptul să dea divorț? Deocamdată... Dar crezi că e după tine? Eu, da. Să-mi pun mintea la contribuție și toate ideile. Bă, acu-ți vine după mintea. După asta spun... Ce am de făcut? Până atunci nu spun nimic. Viorel, dar dacă ea vrea să divorțeze, e liberă să o facă. Adică... Să văd cu ce acte faci. Și înțeleg ce? Că voi ați și dormi separat. Da, da, să văd și eu separat. Astăzi. Ea nu se gândește în primul rând că ea va distruge o familie. Ea nu se gândește cum la trebuie. Cum știu, mă ameninți? Eu așa mi-am propus să divorțez de tine. Dar ieri când te-am întrebat, Veronica, cum arată bărbatul pe care tu ți-l dorești? Ai zis, stai, eu vreau tocmai să stau cu Viorel. Așa aici, ai zis ieri pe vremea. Aici o să fie o problemă, bine că ați amintit. Tocmai aici o să fie o problemă foarte mare. Ia să văd, ce problemă? Eu cam bănuiesc ceva. Hai zi. Dar nu știu dacă o să fie bine. Hai zi, ce bănuiești? Eu am impresia, nu știu, că să nu fi vorbit ea pe Facebook... Cu... Dar de unde Facebook? Ia uite, doamne ferești! Poate o da din Vasile ăsta, poate avea Facebook. Cred că vrea să fugă la Vasile? Cred că, nu știu, ori la auto. Da. Deci până la acum... Vasile în pușcărie, n-ar joc care telefon. Dar de vine poate să o caute, că se sau la auto, nu pot să-mi dau eu seama. Crezi că a sunat, a vorbit cu vreun alt băiat și de asta e atât de sigură pe ea că vrea divorț? Cred că da. Cu cine crezi că o fi vorbit? Nu știu. Cu Marian? Cred că da. Nu, n-am vorbit cu Marian, aici e minț. Nu știu. Nu pot să spun eu... Marian, sună-ne și spune-ne dacă te-a sunat Veronica. Dacă n-am sunat deloc. Pe lângă Marian, Viorel mi-a povestit astăzi că el crede că Veronica îl cunoaște pe acest Vasile dinainte să intre. De unde să-l cunosc? Da, cred, cred. Nu știu. De zilele trecute, de ce nu erai așa? Te-ai schimbat de aseară, te-ai schimbat la 90 de grade. Păi da, m-am gândit. Cât am dormit singur și dimineața că tu m-ai amenințat, vineai spre mine. Dar, adică tu și mie ești, mă. Da, ați întrebat-o, doamna Mirela. Ui, întrebați-o. O măturat dimineață în sufragerie? Da, am măturat. Uite, o să mergem și o să confirmăm că nu este așa. Nu, nu este așa. Ea. Ia să vedem noi cum a început toată treaba. Că ce ați făcut voi ieri după emisiune, după uite, plecarea din platou? Și... Pentru că ați avut o discuție foarte, foarte aprinsă. Vedem și noi materialul și îl discutăm imediat. Să crezi că acum se gândește la alt bărbat? Eu cred că aș vorbește cu Marian pe ascuns fără să știu eu. Scandal monstru între Vulpița și Viorel. După ce emisiunea de ieri s-a terminat, Veronica a răbufnit și și-a vărsat nervii pe soțul ei. În zadar a încercat Viorel să o lămurească pe mai tânăra lui nevastă. Veronica tot nu s-a oprit din plâns. Veronica, uite astea-s hainele. De ce ți-o specificat și Radu că sunt și de Amelia acolo în drum? Mai câte de lemă zbor de nu mai mănânță. Uite, treabă-l pe Radu cât e roșie. Sunt multe când noi, eu când am răsturnat saci jos. Doamne, nu-mi spune! Și acum ce vine am eu? Ia spune, de ce spui tot atâta că divorțezi? Că ce ți-am făcut eu? Cu ce te-am să fără eu? Ce ți-am zis eu? Eu ai văzut, eu am tăcut din gură, n-am zis nimic. Și văd că tu te superi de mine, dar te superi degeaba. Eu nu am avut nicio vină, așa. Și te superi drept degeaba. Doamne, dar ce prost am fost! Păi te hotărăști odată, dacă tot mă frești atâta la cap. Că de o dată, păi că divorțez, nu mai stau, mă mai gândesc, păi nu mai divorțez. Păi nu cream cu Viorel. Ce să mai rămân cu tine? Eu ce, asta, mâine te duci și te iei cu doi, hai, și cu asta ai terminat bâncul.
Da, și mie mi-a scos ochii după pantaloni ăștia și floreaua și aia. Păi da, dar acum știu care e situația, nu? Deci nu, tot eu card vinovată. Deci la orice se întâmplă Viorele, prostul Viorel card de vinovată. Gata, vezi ce-o zic eu, Viorele, prințul. Hai să-l las jumătate, dar știu, așa nu știu, niște pijamale, nu știu și... Și uite, tu poți să spui asta că tu ai curat să o dai în judecată, că nu are nicio treabă. Și să mai dau în judecată, că știu tu, ați zic cu el. Dar eu ce te-am spus? Dar eu sunt acolo, la siguranță. Nu sunt la siguranță. Da, asta am fost, dar trebuie să spui de prima dată în platou. Băi, și ce să spui? Că ce? Te divorțez de el. Păi eu știu, este acum. Dar ce, ai văzut cum mai iau după ea? Da. Ei, da, da. Veronica, știi că nu-mi place comportamentul ăsta care îl tragi tu acum. Iar mă bârâi la cap. Păi da, mă, că... Cum te bârâi la cap? Păi mă bârâi și vorbești mult. Și să rămâi cu mama ta, Viorele, gata. Nici tu n-ai să mai rămâi cu mine. Da? Da. Sigur, da? Sigur. Eu zic să te gândești. Nu mă gândesc. Ia spune, dimineața ce ne-ai făcut? Da, dimineața, cât din el. Și mai da, din el, dar cu pantoful. Da, cum era așa, și cu așa. Nu te lua mea cu pantoful, stai cu mine. Ai aruncat cu un pantof după ea? Da. Ei bine, da. Se pare că Viorel ar fi aruncat cu un pantof după soția sa. Dar pentru Veronica, tot hainele se pare că au rămas pe primul loc. Sau mai bine zis, lipsa lor. Și să fac cu aistele? Să-l pui ție în cap. Dar tu ce vrei să faci? Să mă duc eu să muncesc și tu să dai în apartament sau ce vrei să faci? Iar îți scoți ochii? Păi dar nu vreau să... Dar scoate ochii, Viorele, îmi place. Ce vrea să mai stai cu tine? Bă, tu te hotărăști. Că văd că tu spui la nervi. Acum și când ajung acasă, mă ia la tău măcănit. Nu spui la nervi. Dar și ce gând ai tu să faci? Ia spune. Și pe tine, telefonul de azi înainte nu mai vezi pe mână. Așa și dacă... Și tu nu ai să mă vezi pe mine. Eu o să mă duc la plăjit și la părinții mei. Întotdeauna. Mai bine să arată decât cu tine. Că-s că mie e frică de tine. Da, nu ți-e frică de mine? Dar nu. Când ai plătit ceva pe lună, nu-ți mai este frică atunci? Ce să plătesc? Iar mami nu-ți cu banii? Mă, tu ai planuri făcute în capul tău. Eu n-am planuri făcute în capul meu. Și eu ce vineam cât le-o scos în drum iază? Și le-a putea... Mă, că pe ea, dar ți-o le ține în casă. Tu nu înțelești el. Ce-a zis? E prințul mamei, le ține în casă. Mama, Viorele, acum te scuzi, gata, că și-o dă-le sunt în drum. La un moment dat, Veronica nu a mai rezistat și a simțit nevoia să plece de lângă Viorel. Mâine dimineață, la prima oră, poți să pleci, fetițo. Am plecat și crezi că... Te duci în sat. Te jignește tot și spunea, uite, o vine via. Rămas singur, lui Viorel i-a trecut prin cap cel mai negru coșmar. Ce zici, Viorel? Eu nu mă arăt ce să mai zic, că era așa sigur că se întâmplă așa. Dacă are gândul de zi să pleci, o las să pleci, o las să treacă o perioadă cât mai lungă, poate să o dau să plătească pensia alimentară, să dă și o lună de spăt să plătească pensia alimentară. Tu crezi că acum se gândește la alt bărbat? Eu cred că așa. La cine? Nu știu. Cred că la Marian, mult îmi vorbește cu Marian pe ascuns, fără să știu eu. Veronica, uite, vreau să-mi spui sincer că ești și Doina aici, ai încredere în ea. Nu e prima oară când spui că vrei o pauză în căsnicie, acum iar spui de divorț din cauza hainelor. Eu am mai spus că mi se pare că tot timpul tu cauți un anumit pretext, că poate tu chiar nu ești fericită și nu știi cum să spui. Dacă ar mai veni acum Marian cu acel buchet de flori și cu colajul acela de poze cu tine, cu poezia pe care ți-a făcut-o el, acum, ce ai mai spune lui Marian? Nu vreau nici cu el, eu vreau liberă să stau. Ce s-a întâmplat? De ce nu mai ești fericită în căsnicia asta? Și ne-a spus și dimineață. Ce? Nu mai. Și cu pantoful. Da? Bine că n-a dat cu pantoful mine și a dat cu pantoful nu știu. De ce arunci Viorel cu pantoful? Da, doamna Mirela, dacă eu îi spun... Și dacă spărgei geamul. Să fac și câte mie... ceva... Dacă îți dădea ție în cap geamul. Sau... Dacă îi spun să fac câte ceva, îi spun, hai să mă ajut să facem câte ceva, deci facem curat acolo. Nu vrea. Viorel, tu ești foarte critic. Deci... Și ai fost critic și când era cu tine în Blăgești. Atât tu cât părinții tăi, întotdeauna ai criticat-o. Chiar dacă făcea bine, nu făcea bine,
ai considerat-o oarecum incapabilă. Da, doamna Doina. Poate dar... tocmai de asta ea acum nu vrea să facă, da, unele lucruri. Da, doamna Doina, dar aici așa, dacă suntem amândoi, băi, stai să mă duc să-l ajut și eu. Ia cu care amândoi? N-am să mai fiu. Ați întrebat-o ieri dimineață ce a făcut? Deci, a venit, a mâncat, că eu vă spun sigur că a făcut. Deci mie nu-mi place să mint. Mi-a fost frig, m-am învălit. Și m-a lăsat în bucătărie așa și i-am zis, băi, dar hai să terminăm de aici tot asta. Nu a plecat, nu mi-a zis nimic. Am lăsat. Da, ți-am spus că mi-e frig. Deci, cum... Și la un moment dat, Viorel, tu mi-ai povestit că ai prins-o în timp ce... Ce făcea? Scria niște numere? Da, am prins-o aseară în bucătărie. Da. Era telefonul, l-a încărcat. Da. L-a luat un pix, un șervețel, nu știu ce-o luat în mână. Am lăsat, m-am zis, dar ce vrei să faci aici? Păi nu, să iau numărul lui mama. Și ce numere lua? Zic că numărul lui maică, dar zic că e pus în dulap aici. Zic că știu eu bine că e pus. Nu pe al maică și, mea. Gata, pe urmă o încetat cu scrisul. Nu știu ce numere aveai. Ce numere aveai în telefon? Nu știu, doamna Mirela. Deci nu pot să știu. Zi, Vero. Nu știu ce numere vrea să scoată. Ea nu pot să știu. Vero, zi. Numărul lui închisoi, lui moșu era trecut pe o hârtie, al lui maică era trecut pe o hârtie, care l-am adus eu de la Blăgești cu domnul Radu. L-am adus, i l-am dat în mână. Ce numere de telefon scoteai acolo? Și atunci... Veronica. Ce mai... Vorghește, ha? Ce zi, Veronica. Deci vedeți? Păi aduce șervețelul ăla să vedem al cui e numărul. Nu știu ce a făcut doamna Mirela. Deci Veronica este foarte nostalgică după comunicarea cu mama ei. Poate tocmai pentru că a fost ruptă din sânul familiei atunci când ea nu voia și nu a realizat acest lucru. Iar acum se bucură foarte mult când are telefonul și o sună pe mama ei și povestește. Iar Viorel este deranjat pentru că ea spune unele lucruri. Unele lucruri pe care vei răspunde că trebuie să rămână doar între ei doi. Cu telefonul poți să stai de acum înainte. Dacă se întâmplă ceva, doamna Mirela, asta, ce trebuie să știi tot. Măcar... Păi ești tot, maică-si? Ia să te întreb ceva, că e o chestiune, cred eu, și foarte importantă. Da, tu de ce spui numai că tot? Fii atent. Cred că la asta se refereau și părinții voștri sau tatăl tău. Bănuți ăștia, de unde îi mai faceți voi? Îi aveți toți în contul tău, e adevărat, da, Viorel? Da, tu ești titularul de cont. Da. Tu ai cardul? Și, da. Tu poți să scoți doar tu de la bancă. Ea nu este împuternicită, nu? Nu, că n-a vrut. N-a vrut. Deci a fost de față. Așa. Și domnul Radu este de față. Și doamna Doina. Așa. Când m-am dus și i-am spus și ei, vrei să fii și tu titular, ca să putem scoate. Da, dimineața tu și ne-ai spus, ai zis că scot și împărțim, asta ar mai... Știi ce mi-a zis? Tu vrei să împarți banii cu ea? Stați o secundă, știi ce mi-a zis? Și-a spus să schimb buletinul pe numele lui taică meu. Iar mâine dimineață mă duc la bancă, iau pe domnul Radu sau pe doamna Doina, care vor, îi scot jumate de acolo și îi dau în mânuța ei. Da. Dai jumătate sau tu o ameninți cu, pensia alimentară tocmai că știi că n-are de unde și atunci să-ți lase ție toți banii după divorț? Nu. Hai să ne gândim și așa, te gândești la varianta asta? Îi dau mai mult de jumătate de acolo. Așa. Și să mă ales. Eu nu pot să dau niciun răspuns final acum, că eu divorțez sau nu, eu nu știu. Dar telefon...